Centrul de transfuzii Dolj se confruntă cu un deficit al stocului de sânge, așa că ideea polițiștilor a fost primită cu bucurie. În această dimineață, Centrul Medical Județean Dolj al MEAI, sub coordonarea domnului comisar șef Popescu Sever, a găzduit o acțiune de umanitară de donare de sânge de către polițiștii doljeni. S-au prezentat aproximativ 50 de polițiști care au răspuns afirmativ apelului Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Dolj. Vietul 2 se confruntă cu o criză acută de sânge, iar efortul conjugat al polițiștilor vine în întâmpinarea acestor nevoi. Peste 50 de polițiști, femei și bărbați, s-au alăturat campaniei și au donat sânge cu dorința de a fi un sprijin comunității din care fac parte.